Eu nu vreau să ajungem în situația în care noi să ajungem să avem un singur drept. Dreptul de a fi mâncat de urs. Ne mănâncă ursul! Ne mănâncă ursul! Sunt 8 urși concomitent, s-au văzut în diferite locuri. Ne mănâncă ursul! Putem să-i și exportăm, că sunt o grămadă de țări care nu mai au asemenea animale. Unde e nemțul? Unde e domnul Zota? A zis, nu mă mai suna, că nu mai viu. Unde e ministrul mediului? Mulțumesc domnului primar! Ursul merge pe stradă și vă spun... V-a băgat ursul în casă? Vreau să vă spun adevărul. Ăsta e adevărul oamenilor. Dar ne frică să mai mergem pe stradă, domne, ne frică că sare pe noi. Eu am dat peste urs. Pe a doua seară a venit din nou la mine. Am dus cu lanterna singur. Trebuia să chemați și pe promerge. Nu, Auric, că i-am chemat, am avut. Nimeni nu o să ne ia în seamă. Pentru mine contează promilii și faptii. Toate instituții statului, mediu, primărie, avem unul de aici din hârtia asta, haldă primar. Mă trimite la ministru, că e porcii ministrului. Nu! Nu vă interesează acest plângere, că aveți bani. Ministru, stă la căldură, doare tarici. Să mai vin și la anul, domn primar, să zică, dă-mi impozit. Deci acest meeting nu trebuie autorizat. Am trimis faxurile la Brașov. Cred că domnul Zota ăla nu să uită pe ele. Și râde. Pune coada sau râde de mine. În siguranță! Porcii și cu urcii ne-a terminat, domnule. Păi ce vreau, domnule, să facem revoluție. Păi să moară nepotul, domnule, pentru urs. A venit jandarmeria și zicea, du ursul cu acest drum. Zice, dacă mai dai telefon la unul, noi să facem dosar penal. Pe pământul nostru s-a înființat fond de vânătoare, fond cinegetic. Cine a închiriat pământului, domnule? Care nemțul pădure? Păi să-și o îngrădească nemțul dacă are. Am făcut adrese, am făcut memorii. Uite ultimul memoriu pe care am spus că... Să-i dăm afară și pe servișenul ăsta. Și ca secretar și ca primar ați fost în punctul cheie, furați-vă. Ce caută Horatiu Hanganu în Comisia de Fond Funciar? Nu este membru fondator al Conservation în Carpatia? Este, face măsurători. Trem siguranță! Trem siguranță! Ce deci se poate ce face? Pot să fac în continuare să siguranță. Este în continuare să fac adrese și memorii. Cursul care mi-a mâncat mie porc într-o săptămână a fost înapoi. Ne mănâncă ursul în casă. Nu mai putem să ieșim afară, avem copii. S-a dus băiatul să vadă ce e la porc. Ursul în două lame s-a ridicat la el. A rămas mut. Care noapte vine câte unul. Da. Deci ea azi noapte au venit să-l ia. Să-l ia de aici, din rucă. Nu vrem mult. Acești binefăcători ai țării românești, conservește în Carpetia, n-au interes decât să ne dezmoștenească. În fiecare seară, la ora 5, roalert, să stea omul în casă, că îl mănâncă urs. Am mai fost roalert încă de 100 de ori. În siguranță! Spuneți, ce pătiți voi dacă îmi pușcați un urs? Intră în șcărie! E dosar penal dacă îmi puști un urs. Vă cerem, pentru că suntem disperați, vă rezumați la doar a ne arăta niște hârtii, fără a face ceva concret. Deci opinia mea este că oamenii sunt disperați. Marcând, ne-am trezit pufuind un urs, m-a prins la picior, m-a aruncat și m-a luat o 10 metri de adura, că ajungeam cu fiara grămadă pe mine până pe râu, eram mort. Cât a stat în spital? 26 de zile. Două artere mi-au rămas, care piciorul nu mai sunt și mingheață. Deci sunt persoană publică, dumneavoastră, ca cetățeni disperați. Vă tot sunt în asentimentul noastră, sunteți disperați. TV! Filmarea acolo, lângă monumentul unde au urmat porcii! A trecut două ore, dungurea veniți să-i face cu mine! Să vedeți unde au urmat porcii de la Carpatia! Uitați, acolo e trecut cineva cu monumentul, e bunicul meu! Mai puțin și de monumentul, jos porcii! Copiii care sunt la școală se întrebe profesorul de istorie să-ți spună ce lupte s-au dat aici la Rucăr! Jos PCC-ul! Jos PCC-ul! Pe mine m-au dat în judecată cei de la Conservation Carpatia, în cer 30 de miliarde de lei despăgubiți pentru că am avut curajul de a spune adevărul. Niște miliardari străini fac un experiment social diabolic. Să scoată omul din ecuația asta naturii. Să facă aici o sălbăticie absolută. Cum au mai făcut experimente similare în America de Sud, aici, în arealul munților Făgăraș,
trebuie să fie o sărbăticie absolută din care omul să fie scos afară. Știu eu că bănuța la Comis, unde se strâng mai mari, se facă poze. Undeva la 50 de euro. O poză pentru urs. Poză pentru urs. A, ca să facă poză ursului. Da, să vadă ursul în activitatea lui. Ne mănâncă urși! Ne mănâncă urși! Noi plecăm acum, jandarmii pleacă. Diseară aveți întâlnire cu ursul! Ursul a pătrund la mine în gospodărie, unde mi-am urtecat doi porci. Nu vreau desăgubiri, eu vreau să-mi aducă porcii. Eu am muncit un an de zile. Am avut servici, m-am trezit în fiecare, în fiecare dimineață la ora 5 să le rânesc la porc, să am cu familia ce mânca. Deci mă afară ursul la ușă. La ușa grajdului. La ușa grajdului. Eu n-am și o noapte dormită ca orice om. De la 2-3 dimineața mă balasom. Am vândut porci, am vândut tot. Nu mai putem să ținem niciun animal. Azi noapte, pe la ora 2, fără 20, a venit ursul în gospodărie. Sunt urmele, să văd urmele, uitați. Ia. Uitați urmele ursului. Unde? Da, la baie așa până aici. E da. Ăsta mare, mare, mare de totul. Ce? Ce avem? Aici e o mioriță care, uitați, avea și doi mielușei. Aici e restul la altă. Stomacul, masă. După ce i-a stricat afumătoarea vecinului, a venit în coala, nervos. Am avut porci făcuți franjuri. Da. 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 În România e mai cu prioritate un animal sălbatic decât om. Statul român nu are grijă de cetățeanul lui. Păi oameni buni, ne omoară în casă, bă. Ne omoară ursul în casă. Băieții ăștia, am spus, sunt 8 urși concomitent, s-au văzut în diferite locuri. 8! Nouă ne este insuficient numărul acesta de 3, domnul Auric. Și obligația ăstuia, nazistul ăsta, care vine să zice că ne face nouă bine, e să-i împingă în pădure, că de aici până la predeal sau până unde așa are loc să se urce. Nu a fost sprijinit în mod expres neamțul? Când le-am dat telefon, a spus că e unchen, așa a spus că era pomană. Ai dreptate, neamțul, așa. Așa este. Băi, oare... Păi stai, băi, nene, ori la pomană, ori în urmă. Dacă vrea să-i sună urșii, să-i spune să-i exportăm, putem să-i și exportăm, că sunt o grămadă de țări care nu mai au asemenea animale, să-i dăm la export. Asta ar trebui să-i facem. Bă, băieți, ne-a băgat la țară. Mulțumiți domnului primar. Ursul merge pe stradă și v-a spus. Băgat ursul în casă și pe voi la țar, ca aici, în parc. S-a putut face marșul, s-a putut bloca. Domnul primar, dumneavoastră țineți cu ursul, nu cu satul. Ba, da. Ursul fiind conservești în Carpatia, nu în Moș Martin. Vreau să vă spun adevărul. Am 3 fonduri de vânătoare în rucă. Asta e adevărul oamenilor. Dumneavoastră trebuia să chemați și pe promergerea asta, ca să ieși. I-am chemat, domnul Aurică, i-am chemat, am avut la Obște, la sediu Obște. La sediu Obște l-am solicitat să vină, a spus că e plecat în Slovacia, l-am solicitat să vină în coace. Nimeni nu o să ne ia în seamă, nici la Ministerul Mediului, nici în altă parte. Așa este, așa este, ești disperat. Corect, ai toată dreptate, ești disperat și toată lumea e disperată. Știu că omul ăla, Costi, îl cunosc foarte bine pe Costi Jenar. A vândut 30 de porci înainte. A vândut 30 de porci, știu foarte bine situația familiei lui. Și știu că a căzut din picioare și a venit smurdu să-l ia, că a căzut din picioare fiindu-i teamă de urs. Toate astea nu sunt luate în considerare de Ministerul de Mediu. Deci cu toate actele, eu alerg un an de zile, domne, mor cu actele în mână. Am trimis faxuri la Brașov, uitați și că nu vă vorbesc prostii. Unde e Neamțu? Unde e domnul Zota? Am trimis un hectar jumate, domnul Zota s-a ascuns, trimite măscărici ăștia. L-am chemat la fața locului să constate rămăturile munca mea cumpărată și a zis, nu mă mai suna, că nu mai viu. Eu am alergat un an de zile, domne, după mapa asta, să documentez cu probe și domn primar mă trimite la ministru. Unde e ministru mediului ca să vie să vadă mapa asta, că am ucis un an de zile pe ea? Cu acte la toți hoții, niciunul nu vrea să semneze. Pentru mine contează probili și faptile, aia contează. Uitați aici numele de înregistrare la Neamț. 4 numere de înregistrare. Uitați hârtie de la primăria, de la poliția Rucăr, ca toate instituțiile statului. Deci poliția Rucăr, toate instituțiile statului, mediu, primărie. Avem unul de aici din hârtia asta care trimis-o poliția după un an de zile? N-a venit și unul să ascunși. Domn primar mă trimite la ministru, auziți? Haldă primar! Mă trimite la ministru, că e porcii ministrului. Unde e Neamțul, domnule? Dar sunt păgubit, că un hectar jumate l-am cumpărat cu bani. Și eu sunt păgubit, mie mi-a stricat porcii. Nu, eu nu am treabă cu dumneavoastră. Dumneavoastră aveți bani, nu vă interesează această plângere că aveți bani, eu nu am.
Eu am fost interesat să fac plângere că nu am bani. Eu terenul l-am cumpărat. Corect. Carpatica, domnul Sulică mi-a spus, nu mă mai suna. L-am chemat să constate lucrarea. Nu mă mai suna. Ministrul stă la căldură, doare tarici, stă la căldură, acolo. S-a făcut o comisie. Să vii ministru. Și cu asta plâng la mormânt străin. Asta e ministru. Mie îmi trebuie despăgubirea, domne, s-a stuplili, domne. Nu trebuie ministru și primar și... Mie îmi trebuie despăgubirea atât. Să vie, domne, ministru aici. Și-l vechi, și-l nou, ca cu s-a schimbat. Stai o leagă că nu mai e cașca noastră, e ailantă. Să mai vie și la anul, domn primar, să zică, dă-mi impozitul, că-l duc la oldă. Domn primar, nu pot să-l dau. Să mă dea domn ministru, că a fost porcinil domn ministru. Eu nu vă mai dau impozit, mergem la judecător. Deci când m-a chemat după colț și a zis, taci din gură că iei partid acolo, subaltern al dumneata. Păi lasă-ne, bre, să blocăm, pentru că vine el, bre. De ce ai făcut meeting-ul aici? De ce l-ai pentru că monument? Sunt alegeri mâine, de-aia am făcut. Da? Da. Păi și ce să ținea pe tale? Deci acest meeting nu trebuie autorizat și am zis totul să-l autorizăm. Așa. Ce? Condițiile în care putea să... Are treaba alegerii. Are bine că l-a zis. Omor unul! Nu că mai vine, stai să mai ia loc, mă! Să vie unul, mă! Am un hectar jumate oldă, uite hârtiile aici, am trimis faxurile la Brașov, cred că domnul Zota ăla nu va să uită pe ele. Și râde. Coada, sau râde de mine. Cu atâtea ligioane, porcii și cu urșii, ne-a terminat, domnule. Păi ce vreți, domnule, să facem revoluție? Că revoluția ați văzut la București. Ne-am învățat și noi și o să facem și noi așa, dacă nu ți-ai nicio măsură. Păi să moară nepotul, domnule, pentru că nu poate nimeni să ia măsură. Să vină de la București, dar de la neamțul, de la... Da, mă, zici, cum le aveți dumneavoastră pe astea, le am și eu pe astea, rămâi cu ele în papă, le punem pe amândouă frumos, le facem rap. Nu, eu am aici documente prin care... Pe am și eu, domnule, am și eu ce am putut să fac. A venit jandarmeria și zicea, du ursul cu coace în drum. Asta mi-a zis mie. Dezgar, de coadă. Nu știu, spinare să-l aduc, de coadă. Că dacă făcea asta cu mine, mă despăgubea. Zicea, dacă mai dai telefon la unul, noi facem dosar penal. Asta mi-a făcut mie. Mi-a rupt ursul așa de 4 ori. Sunt în judecată și acum cu ei. Pe pământul nostru s-a înființat fond de vânătoare, fond cinegetic. Cine a închiriat pământul lui domnul? Cine știe de treburile astea? Are nemțul pădure? Păi să-și o îngrădească nemțul dacă are. Cine i-a vândut nemțul? E dreptul de preuncțiune să cumpere vecinul? S-a făcut acte de vânzare, câte 4-5 acte. Am făcut adrese, am făcut memorii, uite ultimul memoriu pe care... V-am spus că ați făcut, dar rămâneți ca mine pe ele. Am zis că să facem într-un spațiu privat. De ce? Pentru că era bine să nu se ia să facă impresia, nu. Ce? Nu de unde mult acolo. Adică de grijă a celor de la conservation, muriți dumneavoastră. Nu e adevărat. Dar de ce i-a schimbat la ochi? Să i dăm afară și pe conservation-ul ăsta. Deci timp să i dăm afară, cum spun eu. În ședința de că noi și domn primar mai mare ca noi. Care e situația cu oferta ilegală făcută de Conservation Carpatia de a dona drepturile cumpărate ilegal în opște primăriei? După ce instanțele, la intervenția lui Tudor Ion și a lui Voroveni Aurel, au anulat intrarea ilegală a Conservation în opște, acum, ca să facă o ilegalitate mai mare, vor să doneze drepturile primăriei cu niște sarcini, o donație cu sarcini. Deci dacă primăria acceptă, să impună un anumit regim în suprafața obștii de protecție, așa cum vor ei să facă Parcul Național Munții Făgărași. Spuneți, ați acceptat această ofertă ilegală? Nu am acceptat și nici nu puteam să o acceptăm pentru că nu se putea dona decât la persoane membre ale obștei, iar comuna, primăria, nu este membru al obștei.
s-a făcut această adresă, aveți dreptate, pentru intenția de a vinde dramurile pe care le-a cumpărat să le doneze către Primăria Comunei Rucăr, iar Primăria Comunei Rucăr, nefiind membru al OPTEI, conform statutului, nu putea să primească această donație. Dar nu ăsta e argumentul. Argumentul era că le-au cumpărat ilegal și că ceva ce s-a cumpărat ilegal nu se spală teritoriul donându-l primăriei. A fost în punct richel tot timpul, a spus. Și ca secretar și ca primar a fost în punct richel. Puneți-vă o pune. Și cea mai mare mă mai la o formă privată încă o dată. Ia, uitați, stați, gradule. Ca o formă privată, eu nu mă pot băga. Domnul Vorovenci, aveți documente de la Regia Națională a Pădurilor care demonstrează că tot bazinul Valea Dâmbovița era proprietate de stat înainte de 48? Aveți hărțile făcute de Hanganu, cum a împărțit el oamenii să fie puși în posesie acolo? Știți bine că cei care nu vreau să vândă nu erau puși în posesie? Este adevărat sau nu? Și toți care au fost puși în posesie au vândut conservești în Carpatia. Iar statul român a rămas cu buza umflată. Sunteți de acord să facă o comisie să se analizeze tot ce s-a întâmplat, dacă e legal sau nu? Da. Și dacă, da, da, da. Dacă se ajunge nu, în transparență. Și dacă se ajunge la concluzia că e ilegal, domnul primar să fie împuternicit, că are această calitate prin lege, să meargă în instanță să anuleze. Are, dacă vrea. Păi da. Dacă vrea, n-a spus da, voi dacă îl mandatați, trebuie să facă. Ce caută Horatiu Hanganu în Comisia de Fond Funciar? Ce caută Horatiu Hanganu? Caută-mă în comisie, dar aici nu ia scrie. Păi nu, pentru că Horatiu Hanganu, membru în Comisia de Fond Funciar Rucăr, nu e din Rucăr. Nu este membru în comisie, iarăși este o greșeală. A fost sau n-a fost? Este, face măsură. El de ce? De ce? Ce ia, Doamne, cum de pentru ce? Că Horatiu Hanganu este membru fondator al Conservation Carpatia. Da, da, deci, da. Conservation Carpatia face măsurătorile dumneavoastră. Acum un an, știți că am o proprietate în Plarichita, da? A venit Horatiu Hanganu la mine ca întâi să pună presiune asupra mea să oarecum să le vând. Bine, e legal, să drumuze legal. Domnul Sulică, domnul Hanganu, domnul Zota, niciunul nu vine. Nu le pot impune eu să vină la meeting-uri autorizate. La meeting-uri autorizate. La meeting-uri autorizate sunt persoane private care au organizat acest meeting, la care particip cu tot dragul, că sunt și eu cetățean al Comunei Rucăr. Iar ei nu sunt subordonații mei. Ei nu sunt subordonații mei. Dar le-ați trimis o ortie pentru oască. Nu le-am trimis, că nu era cazul să le trimit eu pentru astăzi aici, în acest moment. Păi eu sunt primar, dacă nu să le trimit eu, că pe mine nu era cazul să le trimit. Le-am trimis convocări și au participat la întâlnirile pe care le-am avut. Nu era cazul, nu era cazul și eu n-am invitat nici pe tine, nici pe băieții ăștia. Organizarea s-a făcut cu aprobarea noastră, s-a făcut de către persoane fizice. Nu, dar nu e normal să fie și ei de ursul lor? Este normal, dar nu puteam să invit eu la o adunare, la această adunare. Eu nu fac adunări publice de tipul ăsta. Păi și cine, spuneți-mi mie, cine putea să invite pe ei? Oricine este participant. Oricine este participant. Păi oricine, uitați patru numele de înregistrare și n-a venit, că i-am chemat eu și n-a venit. Nu pot eu să invit eu pe cineva la asta. Hai să vă spun eu, cei de la Conservation nu stau la discuție cu oamenii. Păi cu cine să stai? Cine a fost? Domnul Vorovenci, Radule, ai fost la Alerești, la întâlnire cu Conservation Carpatia. Cât a durat discuția? Spune tu! Am plecat, păi, dar am și postat la obor. Nu, dar spune că oamenii nu s-au uitat pe internet. Fix 4 minute. După 4 minute și-au luat bagajele și-au plecat. Deci nu stau la conversații cu prostimea. Și urșii să plece, din el să nu. Întâlnirea pe care am avut-o la urși au fost prezent. Pe la orice, domnule. Eu am interes. Eu nu pot să invit eu aici, Astelic. Păi cine să invit? Eu aici, la această adunare, eu nu am nicio competență, sunt ca orice cetățean din comuna. Nu, dumneavoastră, ca participant. Ca orice cetățean. Nu, la această adunare, acest meeting, primarul este în calitate de cetățean al comunei și nimic altceva. Păi și atunci, cine putea să-i cheme pe aia? Eu pot să-i chem la primărie, pot nu să-i chem la caldurai să stea de vorbă cu oamenii. Tu n-auzi că nu pot să-i chem, nu sunt sub autoritatea mea. Acolo dacă-i chemați, vine tot așa iute pe subtascul la căldură și pleacă, nu suntem noi.
Vine numai ei cu dumneavoastră. Nu este adevărat. Bea cafeaua și pleacă. Ți-am spus că... Cine a schimbat aici? Nu este adevărat, ei nu sunt subordinea. Probabil că nu vă ascultă nici pe dumneavoastră ca și pe mine. Îl chem, dar zice... Domnul primar, ce facem în cazul de față? Ce facem? Ce se poate face? Ce pot să fac în continuare este... Să avem siguranță. Este în continuare să fac adrese și memorii, să solicităm în continuare să dea aprobare pentru urși, că nu s-a dat aprobare pentru relocare urși. Deci nu este în competența noastră. Am primit trei, sunt relocați doar trei urși la ruptă. Da, și i-a relocat domnul primar și într-o săptămână au venit înapoi. Dar au venit înapoi. Au venit înapoi ursul care mi-a mâncat mie porc într-o săptămână a fost înapoi. Și azi noaptea a fost, să știți, domnul primar. Și azi noaptea. Ce le încălzește? Deci aprobarea nu le dau pe primării. Deci ne mănâncă în curte, la fereastră a venit ursul. La fereastră, la casă, nu avem casa în pădure, avem casa în sat. Ne mănâncă ursul în casă, nu mai putem să ieșim afară, avem copii. S-a dus băiatul să vadă ce e la porș, ursul în două labe s-a ridicat la el, a rămas mut. Păi da, nu ne încălzește cu nimic, că i-a relocat atâta porcă și-a fost înapoi. Bă, nu s-a uitat la el. Fiecare noapte vine câte unul. Deci azi noapte au venit ursul. Azi noapte a venit ursul. Acești binefăcători ai țării românești, conservește în Carpetia, n-au interes decât să ne dezmoștenească, să ne luăm bagajele, să plecăm. Ne-a plăcut deosebit de mult atitudinea celor din județul Brașov, întruniți și primari și oameni din localitățile din județul Brașov, din Făgăraș, toți împotriva acestor cotropitori, că altfel nu le pot zice, și la Vâlcea la fel. Sunt oamenii foarte uniți, iar la noi le punem la dispoziție, le punem la dispoziție tot. Am vândut 25.000 de hectare de pădure, raza comunei Rucăr, și n-avem altceva de făcut decât să... Să slugă la ei, așa ar vrei. Fim sclavilor, efectiv. Asta. Principala vină e a conducerii localității noastre, că în aceste condiții de astăzi să fie omului frică să stea în casa lui, că-i vine ursul și-l omoară. Și eu o să pun la dispoziția oricui hărți întocmite de domnul Hanganu, unde vrea să cotropească și să ia pe nimic suprafețele proprietarilor din Rucăr. Ce vă sfătuiesc eu? Să fim mai uniți și domnul primar să dea o soluție acum, că nu se poate. În fiecare seară la ora 5 ro alert să stea omul în casă, că îl mănâncă ursul în localitate. În casă, în localitate. Locăm circulația Câmpul Lung Brașov și apoi să vedeți cum ne... Cum vine. Cum ne așteaptă, cum vin toți să ne... Să ne ia la întrebări, de ce deci eu nu pot... Îi spuneți că dumneavoastră n-ați putut să o puneți înaintea noastră. Și ne mutăm cu alea. Și să vedeți cum vine după aia. Eu nu pot să particip la acțiuni ilegale. Păi nu dumneavoastră fugiți, ne ducem numai noi. Dar dumneavoastră plecați. Nu v-am oprit eu să faceți ceva. În calitate de ales al acestei localități puteți să asistați să intre ursul în casă la oameni, să plângă oamenii de frică, să le sacrifice oile, vacile, porcii, cetățenii. Nu am stat nepăsător și n-am făcut nicio... Pentru că a scris dumneavoastră trei ertiază egal cu zero, nu vedeți? Domnul, atât am permite legea să fac și s-a putut să trebure omul, copiii în casă. Este foarte grav ce se întâmplă. ONG-urile au fost foarte vocale, ați văzut câți oameni adună când fac proteste și de-aia la minister le e frică de ONG-uri. Dacă noi nu ne mobilizăm... Domnul Vișan, dumneavoastră știți foarte bine, ați fost la minister să solicitați aprobarea de relocare. Avem 10 solicitări și nu ne-a aprobat niciuna. Iar relocările... Să vină primarul de la Rucă. Relocarea, să știți că nu e o soluție. Sunteți terorizați sau nu? Despre asta e vorba. Păi despre asta e vorba. Deci trebuie să ieșiți din paradigma asta cu hârtia. Mergeți pe aia la București. Nu pot să ies nimic. Vrem siguranță! Vrem siguranță! Vrem siguranță!
Vrem siguranță! Vrem siguranță! A relocat doi urși, dar 300 de porni mistrezi n-a relocat nimic, nici n-am pușcat. I-a relocat pe hârtie, bă, și mai aia, pe hârtie. E ca și cum am face plângere penală la urs! Să-l aresteze jandarmii pe urs! Cam asta e soluția. Păi nu, că acolo nu e drum de acces! Numai și e drum de acces! Aia spuneți, ce pătiți voi dacă împușcați un urs? Intră la pușcărie! E dosar penal dacă împuști un urs! Dar dacă moare un om mâncat de urs, nu răspunde nimeni! Și trei oameni să cadă, tot zero! Vă cerem, pentru că suntem disperați, oamenii ăștia s-au adunat aici. Dar vă rezumați la doar a ne arăta niște hârtii, fără a face ceva concret. Deci opinia mea este că oamenii sunt disperați. Oamenii n-au primit despăgubiri pentru animalele care le-au fost afectate. 6,85 lei pe kilogramul de carne de porc în viu este absolut infim. Foarte. Și nici pe aia nu-i primesc. Nici pe aia nu i-au primit. S-aștepte, oamenii sunt disperați și au leșinat în fața ursului cu care s-au întâlnit în curte. Am mai fost o alertă încă de 100 de ori. Cel puțin 100 de ori. Încă de 100 de ori. Nu le-a contabilizat nimeni. Nimeni nu le-a luat în considerare aceste 100 de cazuri. Unde e pădurul Daniel Mușetoiu? Păi ia vino și spune, pe 9 aprilie, ce ai pățit? Om care a trăit toată viața în pădure. Deci mergeam la marcat. Asta e problema, trebuie să facem lucrările care ni le dă amenajamentul silvic și la un moment dat, marcând, ne-am trezit pufuind un urs. N-am apucat să zic decât hu și a venit grămadă pe noi. Am ridicat o boriță ca să ridic să mă apăr, m-a prins la picior, m-a aruncat și m-a luat cu 10 metri de adura până m-a prins niște târși și atunci am ridicat din nou toporița. Dumnezeu a lucrat că nu mi-a rămas toporița bucoastă și am dat de două ori în cap, dacă în reloare așa, doar l-am atins. Mi-a dat drumul. Mai erau vreo 4 metri până în pârâu, dacă ajungeam cu fiara grămadă pe mine nu până în pârâu, eram mort. S-a dus la prefect, s-a dat delegație ca să autorizație să-l împuște, s-a dus acolo și s-a dus, a zis că a fost o fraică cu cui și nu are voie să-l împuște. Și mai toate, dacă vreau ceva, să dau o judecată statul român. Și da, te-a despăgubit cineva pentru ce ai pățit? Nimeni, păi nu trebuie să se judece 20 de ani. 2000 de lei ca să împrumut dinții, care rup dinții. Bun ONG de mediu, te-a căutat să te întrebe de sănătate. Ce faci? Ministerul a căutat ursul care l-a atacat să vadă dacă mai e. Să nu fie. S-ar putea să te dea judecată acum, că ai recunoscut aici că ai dat cu toporul în capul ursului. Da, e posibil ursului. Să o încurci de acum înainte. Trebuie să-ți vinzi averea ca să despăgubești ursul. Cât a stat în spital? 26 de zile în spital la municipal. Mi-a luat grefe de aici, mi-a pus și jos la picior și aici. Și acum problema a rămas cu piciorul, a rămas defect două artere, mi-au rămas care piciorul nu mai simt și mingheață. Deci piciorul dreptul nu mai simt. Mi-am luat urs la om. Absolut. De fi situația ta. Și în situația asta, acum, în comuna asta, câte văd, nu poți să ies în pădure, pentru că în 10 minute dai de ori urme, ori laud fugind, ursul. Și vedeți bine situația care se întâmplă în comuna asta, când omul nu mai pasează din casă și nici din graj, pentru că atacă. Am strigat la poliție să-mi ia dinții, că am văzut că mi-a sărit dinții, aveam pe coroană, puși și mi-a sărit dinții, îți luați mie dinții. Și atât, aia a fost ca în reloare când am dat. Spuneți că blocați circulația, eu nu pot să fac acest lucru în calitate. Dar nu vă poate opri. Nu vă pot opri. Deci sunt persoană publică, dumneavoastră, ca cetățeni disperați. Vă tot sunt în asentimentul noastră. Sunteți disperați că vin noi ursul și îți mănâncă copilul, îți mănâncă, te omoară în casă. Filmarea acolo, lângă monumentul unde au urmat porcii. A tăcut două ore, din gurea veniți din coace cu mine. Să vedeți unde au urmat porcii de la Carpatia. Ia veniți aici. Hai că merge imediat. Centrul comunei. A stricat-o locul. Hai să vă explic ce am înțeles eu din activitatea asta a Conservation Carpatia și din ce plan au făcut ei cu munții Făgărași. Pe mine m-au dat în judecată cei de la Conservation Carpatia pentru că am publicat documente de ale lor interne care arătau planurile pe care și le-au făcut ei acum ani de zile și de care se țin între timp, parte din ele s-au împlinit. Le-am publicat pe internet propriile documente și pentru asta, deranjați de realitatea celor consemnate acolo și spuse chiar de ei și discutate de ei, m-au dat în judecată și îmi cer 30 de miliarde de lei despăgubiri pentru că am avut curajul de a spune adevărul. Au vrut să mă dea exemplu ca să închidă gura celorlalți ca voi
că dacă eu pățesc așa, dumneavoastră, cu atât mai mult să vă speriați și să tăceți din gură. Niciodată! Niciodată! S-a dus Ceaușescu, au ce și ei după Ceaușescu. Ce am sesizat eu? Că la dumneavoastră aici în Rucăr, unde este o vatră strămoșească, certificată documentar de la cristalizarea structurii statale a țării românești, de la Negru Vodă și de la Mircea cel Bătrân, niște miliardari străini fac un experiment social diabolic. De ce am spus așa diabolic? Pentru că Dumnezeu, când a făcut lumea, l-a pus în centrul creației pe om. Omul în creștinism e măsura tuturor lucrurilor. În ziua a șasea afacerii, după ce a creat ființele vii și animalele sălbatice, Dumnezeu l-a creat pe om și i-a dat animalele în grijă și în stăpânire. Oamenii ăștia ce vor să facă? Să scoată omul din ecuația asta naturii. Să facă aici o sălbăticie absolută, cum au mai făcut experimente similare în America de Sud, în Peru. Dar acolo nu e ca aici, unde să fie comunități care să locuiască teritoriul. Acolo mergi sute de kilometri și nu întâlnești un indigen. E o declarație publică pe care au făcut-o cei de la Conservation Carpathia. Că aici, în arealul munților Făgăraș, trebuie să fie o sălbăticie absolută din care omul să fie scos afară. Și asta e o ofertă pentru comunitățile din munții Făgăraș, o ofertă a iadului. De ce spun asta? Că știți foarte bine. Trăiți cu toți într-o situație de teroare. Este adevărat sau nu e adevărat? Da. Să sune de dimineața până seara și de seara până dimineața telefonul cu alertele. Și noaptea, da? Că e ursul. Ursul e în curte la Buroveni. Ursul e pe uriță la... Dar nu poți să activitățile cum trebuie din cauza animalului sălbatice. Nu poți să mai funcționezi înainte animalul ăsta din cauza ursului. Dom'le! Deci nu poți să activitatea cum desfășoare totodată. Sunt două alternative. Aici. Una... Și vă spun ceva. Noi, cei care trăim aici, nu suntem Sfântul Gherasim de la Iordan, care a îmblânzit leu și îl trimitea cu leu, cu măgarul să aducă apă, sau după aia, după ce măgarul a fost furat de o caravană, să ducea leu cu sarsanaua și aduna apă. Noi nu suntem Sfântul Serafim de Sarov, care a îmblânzit ursul și când veneau vizitatori ca să nu-i sperie, îl trimitea să aducă ceva bun și ursul venea cu miere. Deci, alternativa 1. Ce facem? Ne facem toți sfinți ca să ajungem în situația aia adamică, să ne prietenim cu animalele. Acum, sfințenia, întrebați pe părintele la biserică, nu poate să iasă dintr-un resort al fricii, ci din curaj. Și de-aia alternativa reală e numai una, să luptăm. Și trebuie luptat de la nivel local, în primul rând, pentru că toți trebuie să luați atitudine. Printre dumneavoastră, sigur, sunt și cei care au vândut terenuri la Conservation Carpathia. Sunt și cei care au vândut drepturi la Conservation Carpathia. Că voi v-ați băgat, v-ați creat singur problema asta. Că dacă erați ca la Dragoslavele, sau ca în Țara Făgărașului, sau ca în Țara Loviștei, unde puțini au vândut sau niciunul, nu ajungeați în această situație. Să luați atitudine ca ceea ce s-a întâmplat cu ăștia să nu se mai întâmple. Că asta e valoarea optii. Voi poate nu o cunoașteți, dar vă spun eu. Voi la Rucăr aveți una din cele mai vechi opti din țară. Oftea asta moșnenească e dovada că voi sunteți un pilon etnic al statului român. Pentru că oftea de vălmașa a moșnenilor face dovada că aici, pe acest teritoriu, pe o spiță de neam de secole sau de mii de ani, s-a transmis o proprietate. Și voi ați vândut străinului ceea ce nu aveați voie să vindeți. Oftea, de ce nu se poate vinde oftea? Hai să vă spun eu. Pentru că oftea e a celor care au fost, e a celor care sunt și este a celor care se vor naște. Și nu se pot aduna toți ăștia în același timp într-un loc ca în unanimitate să voteze, să vândă. Eu vă mai spun ceva. Suntem aici, acolo, în Monumentul Eroilor. Uite, Monumentul Eroilor și acolo, în intersecție. Pământul ăsta pe care l-ați vândut, unii dintre voi, în primul război mondial și în al doilea aici s-au dus rupte grele la Rucăr.
Citiți istoria, sau voi care sunteți la școală. Copiii care sunt la școală să întrebe profesorul de istorie să spună ce lupte s-au dat aici la Rucăr. Ați vândut pământul care mustește de sângele bunicilor și străbunicilor voștri. De-aia sunt probleme și de-aia vin urși peste voi. Că ați greșit și în fața comunității și în fața lui Dumnezeu. Nu trebuie să faceți lucrul ăsta. Trebuie să luptăm și cu autoritățile mai mari. Pentru că ceea ce ni se întâmplă nouă se întâmplă cu acordul fricos al celor care ne conduc. Ministrul mediului ăsta nou, săptămâna asta a fost cu conservație în Carpatia. Știe. La Dobroneagu și le mulțumea în calitate de ministru al mediilor celor de la Conservation Carpatia pentru serviciile pe care le aduc României. Astea sunt serviciile pe care le aduc României. Urșii și lupii și ce pățiți dumneavoastră. Fostul ministru al mediului, Pașca Palmer, să plimba cu elicopterul ca să vadă munții Făgăraș, să vadă ce frumos și după aia să ajungă la concluzia că trebuie să facă un parc național cu restricții maxime în care voi să plecați și să rămână animalele, să vină miliardarii să se plimbe. Deci trebuie să luați atitudine că voi sunteți băștinașii locului. Nu poate nimeni să vină să vă spună să vă impună o regulă la voi în comunitate. Una care este o regulă a morții. Ce așteptați? Să muriți unul dintre voi? Ce mai așteptați? Până unde să meargă dezbinarea asta? Haideți să luăm atitudine. Nu vedeți că trebuie să luptăm și împotriva acestei societăți civile, așa zis, ONG-iste, care a murit de grijă unui urs, unui sărman urs, 18 ore zăcut pe marginea drumului, din vina unor funcționari fricoși și care nu cunoșteau legea, că dacă eram în locul unui jandarm care s-a dus acolo, îl mușcam și mi-asumam răspunderea. Funcționarii ăștia nu ne apără pe noi. Și societățile astea ONG-iste, care au murit de dragul unui fluture sau unei plante, n-au luat nicio atitudine. N-am auzit să se scandalizeze că doi oameni în județul Mureș au fost mâncați de urși și ucisi. Sau că un om în județul Covasna a fost ucis de urs. Sau că doamna Soare s-a dus în cămară și ursul îi mânca pastrama cu floiul de pastramă. Uite acolo, da? Sau Codruțul de Codruț care a dat bulgea vaca, nu? Și a intrat ursul peste el în graj. Sau domnul Mușătoiu care a fost mai devreme și care l-a mâncat ursul în pădure. Trebuie să luptăm că sunt drepturile voastre și nimeni nu moare de grijă dumneavoastră dacă voi nu vă reprezentați. Trebuie să luptăm împotriva acestei manipulări, că noi au venit acești miliardari și ne acuză pe noi că am fi niște un fel de troglodiți așa de oameni care nu știu ce vor de la viață și care distrug natura. Păi nu e adevărat că noi trăim aici în arealul ăsta de generații și generații. Și urșii ăștia sunt aici în Carpați și nu sunt în toată Europa pentru că a fost un echilibru și a fost o justă și o dreaptă măsură în toate. S-a trecut în la extreme. Eu nu vreau să se ajungă că trebuie să luptăm și cu legile, că spuneți că legea nu permite. Păi să luptăm să modificăm legea. Să știe parlamentarii că aveți parlamentari. Votați aici, pe nordul județului. Unde sunt parlamentarii? Păi după ce se uită, domne, numai înainte. După ce a ieșit, stă la bancă, la căldură, mai ne bagă în seamă. Numai când e votul vine, hai bagă că te ajut. Uniunea Europeană, deci să nu se ajungă într-un fel de... Pentru că acești miliardari care vin, uitați-vă ce interviuri dau pe internet. Ei zic că sunt niște vizionari care trăiesc în viitor, că noi suntem niște înapoiați care nu știm ce avem noi nevoie și că îi anticipează viitorul. Eu nu vreau să anticipez un viitor macabru care să aibă izvorul într-un trecut macabru. Adică nu vreau să se ajungă într-o situație, într-o distopie de asta în care niște miliardari străini blazați și plictisiți să vină aici la noi în țară să înghesuie, să plătească bilete la intrare ca să vadă în direct cum ursul mănâncă pe om. Nu e mai important animalul decât omul. Viața omului este sfântă. Asta trebuie apărată și nimic nu o ține în balanță ca să contrabalanceze lucrul ăsta. Eu am văzut ieri și cu asta închid de la Uniunea Europeană cineva purtese pe internet că s-a dat o directivă de la Comisia Europeană acum 2 zile
că legea care a fost votată de Senat și care să permită decongestionarea acestei situații grave ar fi ilegală, că încalcă directiva pentru habitate și că ursul trebuie protejat, ca așa spun directivele europene. Asta e situația. Păi, oameni buni! Și-au blocat-o în camera. Eu știu că Uniunea asta europeană este o uniune a cetățenilor europeni. Nu animalelor din Uniunea Europeană. Să luptăm toți cu cei din țara Făgărașului, cu toată lumea, pentru drepturile noastre, că acum ne apărăm dreptul la viață, că eu știu că în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, la articolul 2, se garantează dreptul la viață. Eu nu vreau să ajungem în situația în care noi, toți românii, Rucăreanu, dar și cei de la Dragoslavele, de la Rărești, de la Câmpul Lung, de la Șinca Nouă, Șinca Veche, de la Făgăraș, din țara Făgărașului, sau de la Loviștea, de la Perișan și de la Greblești, din tot arealul acesta vizat de experimente, să ajungem să avem un singur drept. Dreptul de a fi mâncat de urs în aplauzele miliardarilor de la Conservation Carpatia. Să nu ajungem acolo, să ne ferească Dumnezeu. Haideți să ne unim toți. Da, păi de asta ne-am strâns. Și de acum înainte să luăm măsuri clare, decisive, să vadă autoritățile că discută cu niște oameni care își apără și teritoriul, dar mai ales viața și viitorul nostru. Jandarmii! Că au fost prezenți și trebuie să facă un raport mai sus, să spună ce s-a întâmplat azi la Rucăr. Spune ce ați văzut azi la Rucăr, că explodează Rucărul! Păi liste la școală de semnat pentru Zidri. Ce legătură a avut să ajungă la școală să pune părinții? Da. Acum aud. Dar stai, cine a semnat pentru Zimbri? De ce? Deci am trimis pe GCU. Ce scria pe hârtie aia? Am trimis pe GCU la școală la elevi. Au, le aducă părinților acasă să semnăm dacă suntem de acord sau nu. Și a semnat? Nu, bineînțeles. Păi da, că o să zică că voi ați cerut să aducă Zimbri. Și voi ați vrut urși. Cum să fie domn primar, cum a ajuns la școală? Să se pare normal ca un director de la școală să trimită Zimbri să-i mănânce urșii. S-au făcut ședințe și ne-au obligat la ședință. Cine să completăm. Făcut? Directorul! Toți profesorii. Deci unde știu eu că bănuță la comis unde se strâng mai mari, se facă poze. Undeva la 50 de euro. O poză pentru urs. Ce? Poză pentru urs. A, ca să facă poză ursului. Da, să vadă ursul în activitatea lui. Păi eu ce v-am zis, că mai e un pic și o să facă poze la urs după mănâncă pe voi. Și atunci o să fie 100 de euro. Cui așa duc? Afară! 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 Af
noi plecăm acum, jandarmii pleacă, diseară aveți de întâlnire cu ursul! Da, logic, ca să-i fiecare. În seara de 15, ursul a pătrund la mine în gospodărie, unde mi-am urtecat doi porci. După care am sunat la 112, la fondul de vânătoare, la primăria Rucăr, au venit, au spus că trebuie să vină de la Ministerul Agriculturii, de la Mediu. Aceștia n-au binevoit, au spus că sunt în weekend și nu pot să fie deranjați. Porci au stat de vinerea până lunea, la ora 10:30. Unde? Morți în curte acolo? Nu, morți, au agonizat. A, erau numai rupți, răniți. După care a venit luni la 10:30, i-a omorât și a luat și a îngropat. Mi-a spus că mă desfăgubește. Domne, eu nu vreau desfăgubiri, eu vreau să-mi aducă porcii. 6,80 lei, să-i cumpere cu 2 lei kilogramul, nu mă interesează. Eu am muncit un an de zile. Am avut servici, m-am trezit în fiecare dimineață la ora 5 să le rânesc la porc, să am cu familia ce mânca. Eu am dat peste urs. În momentul când m-am urcat, eu am dat peste el. Am dus cu lanterna singur. După ce am anunțat, a venit șmecherii și stătea și păzea să vadă că dacă vine ursul. Și porcii era rupt. Cam poze cu ei, cu porcii, să vă arăt poze. Și prăpădiția vine și apoi mi-a pus camere, să uita la cum trântea porcii cu ei. Porcii mor și apoi aruncă și pe acoperiș. Arunc și tabla. Că nu ne-a dat jos porcii. Mi-a aruncat tabla ca să mânce și găinile. Noi trebuie să le dat drumul până aici. Dar ne frică să mai mergem pe stradă, domne. Ne frică că sare pe noi. Avem copii la muncă, lumea la muncă vine noaptea târziu și ne frică să ajungem acasă. La 4 după amiază mergeam cu fratele meu la animale, la vasele mulci. Noi ne-am băgat acolo să mulgem vacile și într-o dată am văzut că se dau câinii extrem de rău. Și vaca ne-a dat cu piciorul, ne-a dat și nouă piciorul, ne-a dat jos și când ieșim afară, ursul la ușă. La ușa grajdului? La ușa grajdului. Au trecut prin câini, a trecut prin toți. Ce să facem? Am luat și noi, aveam un furcui acolo să ne autoapărăm, a fugit și nu l-am mai văzut. Decât am apucat să-i facem o poză. Atât. Și fiecare, eu n-am și o noapte dormită ca orice om. De la 2-3 dimineața mă bat la somn, din cauza la urs. Cum au câinii că să dă, cum mă duc acolo. Am vândut porci, am vândut tot. Nu mai putem să ținem niciun animal. Sunt proprietatul din gospodăria asta, mă numesc Sever Țențu, din comuna Dâmbovicioara, județul Argeș. Și azi noapte, pe la ora 2:20, a venit ursul în gospodărie. Am avut totuși noroc. Am avut noroc cu oile, dar nu mi-a mâncat porci. Vecinul a simțit, s-a luat după urs, a sărit gardul aici, a luat, a stricat oile astea, după aceea a sărit cu două oi în partea ilaltă. Și atunci vecinul a sărit cu bățul la el și a vrut, era cât pe ce să-l omoare pe vecin. Dar la oi tot nu le-a dat drumul. Sunt urmele, să văd urmele, uitați. Ia. Uitați urmele ursului. Unde? Uitați. Mai. Una. Sunt multe, dar nici nu mi-am dat seama că am călcat. Haideți să filmați și aici una. Unde? Haideți aici că se vede destul de clar. Am călcat lui. Vă dați seama ce disperație am fost, că am pus toată... Da. Ia uitați. Da, la baie așa până aici. E ăsta mare, mare, mare de tot în sus. Aici e stomacul la una dintre oi. Da, e stomacul la oi. Da, ce avem? Aici e o mioriță care, uitați, avea și doi mielușei. Unde? Avea și doi, uitați să vede. Că mi-e și așa. Ia uitați. Era gestantă cu doi miei. Gestantă cu doi mielușe. E și al alt, dar mi-e silă mie. E și al alt băgat în casă. Alo. Acolo. Ia uitați în ce. Halapă. Aici, la alta. Scoase mațele, scoase. Și aici? Aici e restul la altă. Stomacul, mațele de la altă oaie. De la altă oaie. Ia uitați aici unde a trânt, unde probabil a mâncat. Da, uite aici sângele pe jos. Păi mai sângele vede. Cu, uitați sânge aici. Cu. Și, el a sărit. Și unde a sărit? El a sărit, uitați, dar a sărit de la vecinul. Da. Înțelegeți? A sărit odată aici. Da. Și după aia l-a văzut vecinul, că după ce i-a stricat, uitați, i-a stricat aia, afumătoarea vecinului. Da. Și după ce i-a stricat afumătoarea vecinului, a venit în coala nervos. Probabil a auzit porcii. Și a trecut înapoi cu oile. Păi oameni buni, ne omoară în casă, bă. Ne omoară ursul în casă.
Vă dați seama, e casa mea asta. Deci aici e grad, unde am toată gospodăria, cu porci, cu... Da, n-a venit de dimineață să vadă adică, ce era acolo? Adică nu e normal să vină ursul în proprietate, domnule, în curte. În curte, nu altă parte. Cum e domnul doctor cu oile astea dispărute? Că dacă nu le găsești, nu te despăgubește statul, nu? Da. Care e situația? Cei de la mediu, de fapt, comisia care face actele astea pentru despăgubiri, nu plătesc decât ce e în viață. Sau cadavrul, dacă cadavru. Faci dovada cadavrului. Da. Și acum că ursul a luat trei oi, sunt patru ori dispărute. Sunt sigur că o să spună nu, că să găsească restul și... Nu, și acum să umbli după urs în pădure să găsești restul. Am avut caz de păși la sătii dispăruți și l-a pus pe proprietar să caute animalele. Acum am avut caz aici la lucrări când vineri la ora 9 au fost anunțați pentru doi păci care erau numai cu răniți, deci nu moți. N-au venit până luni. Eu am fost obligat să... Am fost acolo în fiecare zi, patru zile. N-am putut să iau nicio măsură să îi omor, pentru că nu aveam ce face cu cadavrele. Da. Nefiind cadavrul, nu plătea. Am înțeles. Și a trebuit să lăsați porcul să sufere trei zile ca să vină funcționarii luni. Până vin ei luni. Dar evenimentul s-a petrecut joi spre vineri noaptea. Da. Deci vineri dimineața au fost anunțați. De ce nu s-au deplasat vineri? Da. Eu am fost scos sapă și ispășitor în toată povestea asta de domnul prefect al județului, că de ce n-am omorât păcii? Ce făceam? Îi plăteam eu. Și acum... Să se ia, domne, probă, video, foto. Și acum când... Și să nu mai trimite oamenii să-și caute ei animalele. În pădure ca să ia... În pădure ca să dea peste ursa. Am avut păși făcuți franjuri. Da. Da. Și a spus cineva de la comisie, care am înțeles că era pe la mediu, că să-l mănânce. Păi el ar fi mâncat așa ceva, să-l sacrifice, să-l mănânce. Eu am luat legătura astăzi cu domnul Stancu, cu șeful ITRSV-ului. L-am sunat, nu mi-a răspuns. La un moment dat m-a sunat dumnealui. I-am spus cine sunt, de unde sunt. Zice, foarte bine, domnule. Când l-am auzit foarte bine, n-ai cu cine vorbi. În România e mai cu prioritate un animal sălbatic decât omul. Ei pe ăsta, la ăștia era croit, băiatul. Oaia mai trebuie să smulgă lână, să e mai greoi și e mai mică. Da. La porc mâncă direct. Nu e posibil, cel puțin eu vă spun. Punctul meu de vedere e, statul român nu are grijă de cetățeanul lui.